Bună ziua! Facem astăzi macaron. O să avem nevoie de zahăr, pudră, făină de migdale, zahăr tost și ouă albuș, care de 5 zile l-am spart și l-am pus la rece. Aici aveți scrise ingredientele. O să facem un macaron curcubeu, să sper că îmi reușește. Ne apucăm de treabă. O să cernem făina de migdale, care a fost un pic umedă și am pus-o foarte puțin la cuptor. Trebuie să fie uscată. O să cernem și zahărul pudră, să nu avem cocoloși. Acum le amestecăm bine. Le-am amestecat bine. Acum ne apucăm de albuș. Punem ouăle într-un bol. Foarte puțină sare punem peste ouă. Astăzi folosim merengul francez, deci cel care nu trebuie gătit pe aragaz. Punem zahărul tos în trăitură. Pun prima tură de zahăr. Pun și a doua tură de zahăr. Punem și a treia tură de zahăr. Le batem până obținem un albuș tare. O să vi-l arăt cum trebuie să arate. Cade, vedeți? Încă nu este bine, mai trebuie bătut. Deci așa trebuie să arate, să avem un cioc de pasăre. Vedeți? Nu mai cade. Acesta este ciocul de pasăre. Să pun acum treptat albușul peste făina de migdale. O să rotesc și foarte puțin apăs, foarte puțin. Din câte știu, de aici și are și denumirea. Deci, rotim ușor. În același timp foarte puțin apăsăm, în așa fel încât să nu stricăm albușul și nici să nu introducem aer prea mult. O să învârt așa până se amestecă bine tot și o să obțin o compoziție exact ca valurile de mare. Încă mai trebuie. Am obținut textura care doream. O să vă arăt. Acum nu mai amestec foarte mult, să nu-l stric. Și așa trebuie să arate. Așa, exact ca valurile mari. Acum o să împart în mai multe vase. L-am împărțit în cât de cât în 5 părți egale și acum o să pun foarte puțină culoare și le amestec. Continui așa cu fiecare. Nu exagerăm cu cantitatea de culoare, pentru că lichidul o să ne-l strice formă, se creapă la cuptor. Dacă puteți sau găsiți, puteți să luați culori praf, sunt mai bune decât acestea.
Am amestecat culorile cu aceleași mișcări. Vedeți? Așa. Care le-am folosit și el mai înainte. Acum o să le punem în pungi. Mă ajute un pahar să le umplu. Puteți să le puneți și într-un boș. Eu le pun în pungi. Așa o să le umplu pe toate. Și pe urmă să le tai la... Așa arată. Să tai capătul și încep să umplu. O să scot forma de care m-am ajutat și o să le bat de masă. Atenție să nu sară în sus. Trebuie să le lipesc. Am uitat. Acum, ajutându-mă de un bețișor, unde văd bule de aer, o să le sparg și pe urmă le las să se usuce bine la temperatura camerei. La cuptor la 150 de grade, de lipit nu se mai lipește. Când se încălzește cuptorul, le pun la mijlocul cuptorului. Sunt de 7 minute la cuptor, am deschis doar să vă arăt. Se formează piciorușul. O să-l sting sus și las numai jos dat drum. Știm că sunt gata. Dacă sunt tari deasupra, încă nu este. Și jos nu se mai lipesc. Deocamdată nu sunt gata. Sunt gata când deja pot să le iau de la locul lor. Sunt gata. Au stat 17 minute la 150 de grade. În ultimele 8 minute am stins partea de sus. Le-am luat din tavă, am pus doar pe hârtie sunt, pentru că tava e fierbinte să nu se poacă mai departe. Facem crema, am aici 250 de grame de unt de temperatura camerei, care o să bat la mixer cam 5 minute. 5 minute, acum am treptat să pun zahăr pudră, cam 300 de zahăr pudră la 250 de grame de unt. Treptat până termină. Am terminat de pus zahărul, acum o să pun câțiva stropi de lămâie sau ce esențe vreți. Sau culoare, cum doriți. Și ultima tură, puteți să vă folosiți de o paletă să le mișcați de pe hârtie de copt. Le căutăm la fiecare o pereche, așa câte două, și le umplem cu cremă. Le umplem cu cremă, nu punem foarte mult. Și le acoperim. Continuăm așa cu toate până le terminăm. Am terminat macaronul. Am făcut din ganache și cu crema de unt, o combinație, și le-am umplut. Am terminat rețeta noastră de
macaron curcubeu. Am obținut mai două modele, să zic așa, mai mult cu roz sau mai mult cu verde, depinde cum au ieșit din oș. Au stat la cuptor 15 minute, le-am umplut cu cremă. O să vă pun și rețeta de ganache care am combinat-o cu rețeta de crema de unt. Cam aceasta a fost pentru astăzi rețeta noastră. Acum trebuie puse într-o cutie și puse la rece. Să fie foarte bune, trebuie lăsate până mâine. O să găsiți tot ce am folosit sub video și o să vă pun și linkurile cu celelalte rețete de macaron. Azi am lucrat cu meringue francez. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere. A, înainte să terminăm videoul, o să vă arăt cum arată pe dinăuntru. Este fantastică la gust. Așa trebuie să arate. Deci, pe din afară să fie tare și pe dinăuntru să fie foarte fragedă. Este foarte bună.